Vă salut și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Ali și în fiecare săptămână postez lecții interesante despre WordPress. Nu ezita să te abonezi la canalul meu pentru a primi sfaturi utile despre SEO, marketing și alte lucruri interesante. În această lecție vreau să vă explic ce înseamnă SEO. SEO este un, este un domeniu foarte, foarte larg și într-o continuă expansiune. O să încerc să vă explic în câteva cuvinte. Înțeleg eu prin SEO și la ce se referă în mare parte. SEO este o abreviere de la Search Engine Optimizer, adică optimizare pentru motoarele de căutare. În același timp, aceeași abreviere se referă și la, și la persoanele care practică această meserie și are drept scop mărirea traficului calitativ al unui site, adică să aibă mai mulți vizitatori care se pot transforma în clienți sau fani, depinde de fiecare site în parte. În cazul nostru, putem să le spunem fani urmăritori, follow-uri și așa mai departe. Fiind vorba de un blog cu articole despre animale de companie, de exemplu. SEO este de două feluri și anume optimizare internă on-site optimization. Mai exact, măsurile de promovare sunt aplicate doar pe site-ul în cauză, site-ul pe care îl construim noi. Drept exemplu, pot servi scriere cu atenția titlurilor, a descrierilor, eliminarea erorilor, îmbunătățirea vitezei de încărcare, prelucrarea imaginilor, optimizarea structurii și adresele URL, legături interne, folosirea cu moderația reclamelor, etc. În ansamblu, se referă strict la calitatea site-ului nostru intern, deci tot ce există pe site-ul nostru și interacțiunea cu vizitatorul. Optimizarea externă offsite optimization în care promovarea nu ține în mod direct de ceva tehnic de pe site-ul nostru ci de voința colectivă a internetului. Mai exact, ce am vrut să spun aici? Ține foarte mult de cât este de cunoscut, cât este de cunoscut site-ul vostru în mediul online. Pe câte site-uri este înscris, pe câte alte site-uri este înscris, pe câte cataloge online, pe câte directoare web, pe câte, câte share-uri s-au dat pe motoare pe pagine de socializare și așa mai departe. Deci cât este de cunoscut în mediul online site-ul vostru. Aceasta înseamnă că pornind de la o realitate obiectivă cu privire la calitatea unui site web, motorul de căutare încearcă mereu să găsească semnale măsurabile vis-a-vis -vis de, de relevanța și importanța paginii web în raport cu expresia de căutare analizată. Adică mai exact Google o să dea din ce în ce mai multă importanță site-ului vostru când îi vede comportamentul în mediul online. Cu cine face site-ul vostru schimb de linkuri, pe ce alte site-uri există site-ul vostru, cum v-ați construit legăturile, link-buildingu și așa mai departe. Deci cât de important este site-ul vostru, atât de multă importanță îi dă, și, îi dă și Google. Aici este vorba și de autoritate și mult mai, multe, mult mai mulți factori de indexare. Ce înseamnă în mare parte SEO, din punctul meu de vedere, înseamnă sănătatea site-ului, adică să nu aibă erori de cod în pagini, să fie responsive design, să aibă o viteză cât mai bună de încărcare, iar optimizare bună înseamnă conținut 100% original. Niciodată să nu vă gândiți să copiați după alte site-uri informații și să le puneți pe site-ul vostru, cel puțin măcar să, fără să fără să specificați sursa paginii de inspirație. Google știe foarte, foarte clar să facă diferența între un conținut original și un conținut care a fost copiat. Da, așa este. Google știe foarte, foarte bine să facă diferența. Vorbim, vorbim aici atât de texte, cât și de imagine folosite. Când vă editați conținutul, luați în calcul câteva aspecte de care mo orice motor de căutare ține cont. Concentrați-vă pe un cuvânt sau expresie cheie. Înainte de a decide acest cuvânt, consultați serviciul oferit de Google, Google Key or Planner, și puteți vedea care este volumul de căutări pe expresia respectivă. Folosiți un plugin de SEO, cum ar fi RankMath sau All-in-One SEO Pack. Acestea sunt instrumente care vă pot ajuta foarte mult. Ele vă pot oferi un scor SEO pentru fiecare pagină în parte. Scrieți paragrafe cât mai clare. Tot timpul, un paragraf trebuie, trebuie început cu propoziția cea mai importantă. Încercați să, scrie, să scrieți propoziții scurte. Se consideră că propozițiile care au mai mult de 20 de cuvinte sunt considerate propoziții lungi și greu de citit de către vizitatori. Nu folosiți cuvinte prea complicate pentru a fi pe înțelesul tuturor vizitatorilor. utilizați cât mai mult titluri cu paragraf H1 și H2. În aceste paragrafe este preferat să fie inclus și cuvântul cheie focalizat pe pagină. Adăugați minim o imagine în conținut care să conțină tagul ALT. De urmărit lecția de la, din playlistul minicursul WordPress cu optimizarea imaginilor. Adăugați un link, maxim două, către un alt site dar un site este bine să fie un site cu autoritate mult mai mare decât site-ul vostru. Variați cât mai mult conținutul. Pentru ca un text să fie cât mai atractiv, unii oameni folosesc cuvinte și sau prea foarte des. Amestecându-l cu și sau mai mult decât atât, ar putea face un text mai atractiv și mult mai ușor de citit. La finalul textului folosiți tot timpul call to action. Este o tendință care se folosește din ce în ce mai mult și de rezultate bune. Oferiți maxim un exemplu la serviciile sau produsele pe care le oferiți sau pur și simplu o scurtă întâmplare. Și foarte important folosiți diacritice pentru toate textele, mai ales când scriți articole în limba română și doriți să fie cât mai împrietenose cu publicul vostru. Bun, cam așa văd eu partea de SEO, în mare parte ce înseamnă SEO. Dar de aici pot pleca zeci și sute de alte idei. Dacă aveți alte întrebări, nu ezitați să le adăugați la secțiunea de comentarii.